Bun găsit, protestatarii care au venit astăzi aici în Parcul Izvor speră să îi sensibilizeze pe deputați și să nu voteze legea mine. O să vă spun că sunt foarte nemulțumiți aceștia pentru că sunt legitimați de către jandarmi și există probabilitatea să primească și amendă pentru că aceștia nu au autorizație de protest. Sunt aproximativ 100 de persoane strânse aici. Ceva mai devreme au avut mai multe discuții, așa cum spuneam, cu jandarmii care se află aici, iar asta pentru că au fost legitimați și există probabilitatea să primească amendă. Amenda ar fi de 500 de lei. Totuși, oamenii nu vor să plece de aici pentru că speră ei să facă de așa fel încât legea minelor să nu fie votată. Ei spun că totuși de fiecare dată a contat vocea poporului, așadar stau aici lângă Palatul Parlamentului. Este foarte frig, însă aceștia nu se lasă și chiar acum, iată, fac un apel către jandarmi și le cer acestora să nu îi amendeze, pentru că, așa cum spuneam, le atrag atenția jandarmilor că este un protest îndreptățit, pentru că este un protest care ține la drepturile omului, numai că jandarmii, bineînțeles, că își fac treaba, mai ales că cei care se află aici, protestatarii, nu au autorizație în acest moment.